Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius, iar în acest episod vă voi prezenta skillurile lui Alok, Chrono, Skyler și Dimitri, apoi le vom compara. Am ales să fac acest episod deoarece despre aceste patru caractere se zice că sunt cele mai bune, așa că deoarece sunt curios, vreau să aflu care din ele este cel mai folositor. Țineți minte că în acest clip zic părerea mea și nu este totul precis. Voi începe prin a vă prezenta caracterele și skill lor, apoi vom face comparația. Apropo, voi zice skill la nivel maxat. Oricum nu este greu să maxezi un caracter acum că se dau multe Universal Fragment aproape gratis. Voi începe cu cel mai nou caracter, acesta fiind Dimitri. El are un skill care, pe Free Fire, zice așa: creează un diametru de 3,5 metri, unde utilizatorul și aliații lui primesc 3 HP pe secundă. Iar când sunt puși jos, adică noc, utilizatorul și aliații își pot da singuri revive. Efectul ține timp de 15 secunde și durează 60 de secunde până să poți folosi din nou skill-ul. Asta înseamnă că dacă stăm în acel spațiu de 3,5 metri, vom primi 45 de HP în total. Dar nu acesta este lucrul care îl face așa de special pe Dimitri și faptul că își dă singur revive dar numai în acel spațiu. Dacă nu am reușit să îi activăm skill-ul la timp, nu ne vom putea da revive. Deci ne ajutăm special la Clash Squad, deoarece ne putem susține echipa de la depărtare, fără să conteze dacă primim knock sau nu. Dar, așa cum am zis, trebuie să activăm skill-ul la timp, altfel rămânem knock. Un alt moment în care acest skill este foarte folositor este când vrem să ne concentrăm pe bătaie, dar avem un coechipier pe jos. Îi putem lăsa zona aceea de 3,5 metri la el pentru a-și da revive singur în timp ce noi ne concentrăm pe bătălie. Acum voi vorbi despre al doilea cel mai nou caracter, Skyler. El eliberează o undă sonică care merge doar în față și dă damage la 5 glueluri care se află la 100 de metri în față. Și până să putem folosi acest skill din nou, durează 40 de secunde și fiecare gluel pe care îl punem ne va da 9 HP dar niciodată nu vom putea depăși 200 HP, oricâte glueluri am pune. Cred că este un caracter bun tot pentru Clash Squad, dar ne ajută mult și la alte moduri de joc deoarece vom lua adversarul prin surprindere când îi spargem gluelul. O situație în care îl găsesc foarte folositor este când îi dăm ceva damage unui inamic, dar pune gluel să-și dea medkit. Acela este momentul când activăm skill-ul și-l omorâm. Dar și acel skill bonus care ne dă 9 HP la fiecare gluel pus este bun, deoarece dacă rămânem 1 vs 1 cu cineva și nu avem viața full, în timp ce ne batem și punem gluelori, recuperăm și din viață, iar șansele noastre de câștig cresc. Și țin să menționez la mijlocul episodului că nu am zis despre cum arată caracterele, deoarece toate acestea au skill-uri active, adică va trebui noi să apăsăm pe ele ca să se activeze. Skillurile pasive sunt cele care se activează automat în anumite condiții. Ca atunci când alergăm și avem skillul lui Kelly sau când conducem o mașină și avem skillul Mișei. Și de orice sunt skilluri active, putem folosi doar unul pe caracter. Așa că puteți folosi orice caracter care are un skill pasiv să vă adăugați skillul activ pe care îl doriți. Eu de exemplu îi folosesc skillul lui Maxim mai mereu, așa că îl iau pe el și îi adaug un skill activ. Acum că am explicat și asta, haideți să continuăm cu episodul. Urmează să vorbesc despre Crono, care are un skill urât de multe persoane, dar și folosit de mulți. Unii ar zice că este cel mai bun skill din Free Fire, dar haideți să vă zic prima dată ce face. El creează un câmp de forță care blochează 600 de damage din partea inamicilor și oricine este în acel câmp de forță poate trage în afară. În interior suntem cu 15% mai rapizi și câmpul, dacă nu primește mai mult de 600 de damage, va cădea în 8 secunde. Iar la final, până să-l putem folosi din nou, durează 170 de secunde. Pot înțelege de ce multă lume urăște acest skill, dar asta nu înseamnă că este imposibil de înfrânt. De exemplu, în zonele mici, cum ar fi casele sau unde se află mai multe chestii și noi ne putem ascunde până skill-ul lui Crono se duce. Dar în zonele unde nu ne putem ascunde, nu avem decât două variante. Să încercăm să fugim după ceva cât mai repede sau să încercăm să mergem în câmpul de forță, dacă suntem ceva mai aproape de adversar. Al moment în care Crono ar fi în dezavantaj este când doi se întâlnesc. Să zicem că ne vedem și adversarul pune Crono, apoi eu îl pun. Va fi o diferență mică de timp, dar câmpul lui de forță se va duce mai rapid decât al meu. Iar în acel timp eu am avantajul. Dar normal că poate fi și viceversa, acesta este bun oriunde, și la Clash Squad, dar și la alte moduri de joc, din cauza acelui timp de 170 de secunde până să poată fi folosit din nou, s-ar putea să fie destul de greuți la Clash Squad, dar încă sunt foarte multe persoane care îl folosesc, așa că nu este un mare dezavantaj. Știu că tot ce am zis mai sus este adevărat, dar simt că nu am prezentat caracterul cum se cuvine, deoarece nu am zis așa de multe lucruri bune despre Crono, dar nici nu pot zice mai mult decât am zis. Deoarece asta a fost tot, doar face un scut în jurul lui. Nu sună foarte bine, dar vă asigur că este un skill puternic. Și iată-ne și la ultimul caracter, cel care este cel mai vechi din cele patru menționate în titlu. Alok, Multe persoane zic că numai veteranii mai joacă cu acest caracter. Restul sunt niște caractere toxice, dar haideți să fim serioși. Scopul acestui joc este să ajungem cât mai departe în rang și să ne distrăm. Dacă sunt doar să ne gândim că loc este cel mai bun și restul sunt toxici, doar o să ne facem nervi. Așa că știți cum se zice, dacă nu-i poți bate, alătură-te lor. Dar multe persoane nu au posibilitatea să facă rost de Crono, Dimitri sau Skyler, așa că haideți să vedem de ce este bun aloc. Acesta creează o aură de 5 metri care îi dă cu 15% mai multă viteză și oferă 5 HP pe secundă lui și aliaților timp de 10 secunde. Iar la final durează 45 de secunde până să-i putem folosi din nou skill-ul. Asta înseamnă că putem primi 50 HP, ceea ce este foarte bine, Skillul este bun oriunde și la Clash Squad, dar și la alte moduri de joc. Un bun exemplu ar fi când trebuie să fugim dintr-un loc în altul, când nu avem ceva după care să ne acoperim, deoarece primim cu 15% mai multă viteză, ajungem mai repede și dacă avem un player vom primi ceva viață care ne poate salva. Iar acum cred că a venit momentul mult așteptat. Comparația caracterelor. Pentru început, Dimitri își dă revive singur, dar și aliaților, așa că nu ne putem juca la solo cu el. Totuși, la Clash Squad, Duo sau Squad, este destul de bun din cauza self-revive-ului, așa că este un suport bun, dar la luptă, nu prea. Apoi îl avem pe Skyler, care sparge gloaluri și primește viață când le pune. Acest caracter este bun peste tot și cu un timp de 40 de secunde până să poată fi folosit din nou este foarte bun. Dar dacă ratezi gloalurile când activezi skill-ul, atunci nu este bine deloc. Câte vreme te antrenezi cu el, sunt sigur că poți să ajungi departe. Continuând cu Crono, care își formează un scut în jurul lui, care îl apără de aproape orice, este foarte bun, dar în zonele deschise nu unde adversarul se poate ascunde după ceva. La fel este bun peste tot, și la Clash Squad, dar și la alte moduri de joc. Iar la final îl avem pe Alok, care ne oferă viteză și viață și până să îi putem folosi din nou skill-ul, durează 45 de secunde. La fel ca Skyler și Chrono, îl putem folosi oriunde, dar este mai folositor decât cei doi din cauza care are un cooldown mai mic față de Chrono și un skill care face mai multe în comparație cu Skyler. Dar am vorbit atâta și nu am răspuns la o întrebare. Care este cel mai bun caracter? Dimitri, Skyler, Crono sau Alok? Răspunsul este... Ei bine, nu există niciun răspuns la această întrebare. Totul depinde de modul vostru de a juca. Dacă vreți să vă susțineți echipa mai din spate, Skyler și Dimitri sunt cei potriviți. Dacă vreți să stați mai pe la mijloc, ca să puteți să ajungeți mai rapid la oricine are probleme, cred că Alok este cel care vă poate ajuta cu asta și dacă vă place să mergeți în față, cronul este bun din cauza scutului. Sper că după acest videoclip să vă fie mai clare abilitățile caracterelor, dar și care sunt mai potrivite stilului vostru de joc. Și dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să le dați un share prietenilor, deoarece pe mine m-ar foarte mult. Acestea fiind spuse, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!